Vrei să gătesc bine. Dar unde locuiesc eu? La Waga Waga. Cu cucura ce ai spus? Da. Ei, ia întreabă-mă, și ce înseamnă Waga Waga? Nu, nici nu vreau să aud. Nu mai îmi face vreo surpriză. Iartă-l, vă explică mai târziu. Mă, mi-ai zis că dă canguru peste tine. Explică mai târziu. Iarba crește în neștire. Acum vine și cu denumirea Waga Waga. Ala Waga Waga. Waga Waga Waga. A venit la un meeting de aviație. I-a primit invitația și a trebuit să vină de departe în altă țară. Și că, bă, prima dată când am auzit Waga Waga, am crezut că vorbesc cineva de ceva sex. Păi îți dai seama, am și imaginăm cum stau alea cu frunzele și Waga 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 Waga. Interesată despre istoria Australiei. Românii sunt inventivi și se descurcă în orice situații de regulă. Captain Cook, când a venit prima dată, a venit prima dată și a descoperit cel Australia cu binocul și a văzut canguru. Și s-a uitat mai aproape și l-a observat că e un animal ciudat. Și a scris acolo în jurnalul de bord. Waga Waga. Nu, fizionomia cangurului. Un animal cu testicolele în fața membrului. Asta chiar că n-am vrut. Au sau n-au? Au. Vai, dar ce curioasă erai! Mariano, sunt dotat! Păi tu crezi că ei se mulțesc și ouă? Dar ta e cam Roman atâtea poze de m-a zăpăcit de când era în 1900. Unde e? Ce oraș ești? Acum sunt în... Ioniță, știi pe Ioniță? Dan Ioniță, tot de la Mioniță. Nu, 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 n-au făcut legătură. Nici cu, nu, le știi pe toate. Da. Păi trebuia să mă anunț. Abia am ajuns și știu tot. Înainte să vin aici, trebuia să mă duc și să spui. Nu, eu acum. Eu totul acumulez. S-ai făcut vorbele. I-am cunoscut, am fost colegi cu ei în ziua când au plecat. Eram de servici. Bineînțeles că n-am știut că ei pleacă. Tocmai traversam pista. Am văzut un avion ieșind din parcare. Am zis că e o urgență medicală pentru că au ieșit cu viteză mare. Ei nu erau obișnuiți cu puterea motoarelor. Că toată lumea, așa, a înțeles că ei au vrut să decoreze direct după platformă, dar practic ei, când au pornit motoarele, avionul a luat-o de sub, a început să ruleze. Au uitat să tragă frâna de parcare, avionul a început să ruleze și a trecut în mare viteză peste, pe lângă noi. M-am dat deoparte, mă rog, am văzut rulajul, au ajuns pe pistă cu bine, au plecat și avea să aflu seara, ori în seara aia, ori a doua seară, la Europa Liberă, că au fugit doi mecanici cu un BN2. Mă rog, povestea e puțin mai lungă, ceva, nu știu ce vă mai interesează. Cum vi s-a părut actul ăsta? Ce anume? Cum vi s-a părut actul ăsta? Cât de nebune au fost? Foarte, foarte, foarte tare. Am înțeles că și voi sunteți la fel de... Vă încadrați în tiparul ăsta, cam așa au fost și ei la tinerețe. Nu sunt, nu arătau așa, aveau, unul avea 23, celălalt 25 de ani. V-ați bucurat să-i repedeți? Da, da. Foarte mult, pentru că eu am crezut că ei sunt morți, eu n-am știut că ei trăiesc. Pe vremea aia se tot zvonea că unul din ei, nu știu, mi se pare că chiar George l-ar fi omorât deja din Austria. Și gata, s-a tăiat filmul aici, informațiile n-au mai apărut. În 2010, pe un forum de aviație, s-a reluat povestea cum au fugit ei. Și așa am aflat, am intrat în privat cu Viorel că ei sunt în viață și sunt în Australia. Noi acum nu ne mai cunoșteam deja, făceam schimb de poze, dar pozele erau trimise la vârsta asta. Și nu te cunosc, nu știu care, Dan, care. Și ușor am găsit niște poze vechi, când eram tinerei și eu și ei, și așa ne-am reamintit figurile. Cam așa. Ce anume? Ce le urez? Păi ce să vină fiecare la casă, mă bucur că sunt în viață
Și până la urmă, pentru mine, ca mecanic, e o mândrie. A fost primul zbor la manșe. Nu sunt de meserie piloți. Și eu tot timpul mă lăudam și pe vremea noastră, când eram tinerei, așa, în grupuri mai restrânse, că erau mecanici. Că toată lumea zicea că ce mare groză eu am făcut, că au plecat atâția peste hotare, pe vremea lui Ceaușescu. Dar da, ei au plecat, ei nu erau piloți. Au plecat și au ajuns, au aterizat cu bine. Unii pică chiar de meserie. Ce să le urez? Să fie sănătoși și să mai vină în țară în fiecare an. Bravo, Dani! Mulțumim! Eu nu știu dacă trebuie să intru aici. Da, asta în particular privat. E privat, nu pentru noi, nu mai pentru noi. Pentru că recomandarea mi-a venit din partea lui George Roca, care este grafician și stabilit în Australia și este foarte apropiat de postul nostru de radio. Așa că am aflat că vin în țară înainte de a-i cunoaște. I-am așteptat vreo două săptămâni să mă sună, în sfârșit m-au sunat. Și am realizat un interviu la radio, unde a fost foarte, foarte plăcut, mă rog. Cam asta. Și ce le urez? Să fie sănătoși. Și după aceea mai văd ei ce mai fac cu viața lor. Te doamne, absinte. Eu i-am cunoscut prin intermediul soțului meu, Dan Axinte. Știam de povestea lor de mulți ani. Sunt fericită că i-am cunoscut și pot spune că sunt foarte mândră de ei și le doresc să fie sănătos, să aibă ocazia să revină în fiecare an în țară. Da. Nu, cred că pe Costărghescu îl vom pus cu mare aici. Să am bani cât mai mulți ca să vin cât mai des în România. Sunt foarte copleșit de... De primirile acestea, ceva n-am bănuit niciodată. Cel mai mult îi datorim domnului Dan Axinte, pe care sperăm să ne răscumpărăm, și fetițelor de la radio, vouă, ceilalți de acolo cu Dan nu-i cunoaștem încă, eu nu știu, dar las pe Viorel ca să se spună. Păi nu, aici avem două grupe, înțelegi, acolo avem mecanicii și aici avem trupa de șoc. Aici sunt dansatorii, înțelegi? Turma. Deci turma. Scolaterale. Bun. Acum, dacă faci interviu cu Viorel, noi facem scandal aici și luați... Nu, nu se trezeți de la dezastre de pe Discovery. Da. Asta este, de fapt, dorința mea. Să ne revedem cât mai des. Și chiar dacă... eu aș vrea Dan Axinte să vină cu soția în Australia. Este visul meu. Înțelegeți? Să ne dea un cameră și papa. Da? Papa gata. Vorbiți cu Taromul first class? A, da, cu Taromul normal o să... Acum avem o pilă mare în top. Chiar pe voi aș vrea să vă văd la o anumită ocazie. Uitat că fetele mele s-au măritat, ați pierdut ocazia asta. Dar nu mai avut nimic. Dar cine știe? Avem atâția prieteni. Deja am fost în ultimii trei ani, cred că la trei nunți. Știi cine e? Ați văzut? Ați pierdut ocazia. Se va întâmpla, sunt convins. Avionul și hotelul să le... Au, ce urmează? O nuntă acolo, nu? Nuntă, ceva, botez... Se va întâmpla ceva. Avem o peasca? Avem de toate, avem de toate. Ca în România. Păi, dacă sunt filmate, vor toate spre țara mea naturală. Hai, vorbește tu. Ia, hai că eu glumesc. Acum vorbește. Ce trebuie să spun? Că vroiam și noi. Pur și simplu ne-am șocat, nu ne-a venit să credem. Era atât de, nu știu, vesel, jucăuși, nu credeam că poate să facă așa ceva. Ne-a uimit. Ce-i doresc lui Viorel? Viața lungă, ce să-i doresc, să fie fericit și sănătos.
Mic. Nu, în coala vreau, că ăla are coadă și dă cu coada. S-a făcut chei pe dorul. Și pe jos e greu. Ce vezi, mă? Să știi că se evitează, dacă nu-ți place să ar fi bine, m-aș bucura. Apărit și noi pe Discovery? Nu. Când ajunge la tine. E privat, e privat. Eu n-am ce să spun despre el, că nu-l cunosc. Dar îl vedem și noi? Nu e idee bună, da? Dar vedeți. Vă trimit pe computer, vă promit. Pe link, pe whatever. Kangaroo să vorbesc. Păi noi ne-am cunoscut foarte bine timp de 3 ani de școală militară. El, eram cu toții din București, eram din aceeași zonă folclorică. Și în școală am observat niște afinități de ale lui spre mișcări așa și am încercat să fac din el un dansator. Și ne-am ascuns noi prin niște poduri pe acolo la școala militară, că nu era voie. Și prin poduri și făceam rost de muzică pe șestache, că nici de-aia nu era voie să avem voie. Așa și l-am învățat mișcări, am făcut un dans. Scurta istoria dansului cu de toate, cu tango, cu bolero, de toate astea. Da. Așa, i-a plăcut. Și în prima vacanță, care a fost vacanța de iarnă, l-am adus de mână la ansamblu. I-a plăcut. Și a intrat și el în pâinica asta. Am terminat școala, a venit în colectiv cu drepturi depline. Asta este motivul pentru care este în momentul ăsta apreciat de tot colectivul de foști colegi, de ansamblu, combatanți și prieteni, unii dintre noi foarte buni prieteni. Eu. Tu mai puțin. Hai mă, nu te... Nu! Cu toate că se pare că am fost cel mai apropiat, mai, cum să zic așa, mai... de picior! De picior dintre toți colegii de la media și se pare că mie nu mi-a spus nimic. Dacă nu mi-a spus mie, uitat, care eram cei mai buni prieteni, da, și lui, mie, da, care ne înțelegeam cel mai bine, băi, râdeam cel mai mult, băi, făceam cele mai multe băscălii. Ăsta e interviul meu, te spun. A, unde o mie mi l-a luat, scuză-mă, e al tău. E interviul lui, am intrat peste el. Da, domnule, și n-a spus el nimic și a plecat așa de capul lui și ne-a lăsat pe aici. Și 30 de ani mai târziu zice, Barbu, unde te duci, ia din face? Ah, și tu vii înapoi în România tot peste 30 de ani? Pe canguru, coala ala se face de, și cu pui, ești de pui? Nu știu ce poate spune. Canguru? Vremurile au fost de așa natură încât erau opereta. Păi acolo aveam scenă. Frecat acolo, că ce știau, care știu că domnule, nu se poate. Eram foarte bun și din cauza asta ne chemeau numai la scenele astea mari. Nu ne duceam pe orice scenă. Domnule, că era și acolo și acolo și acolo și păi uite că eram acolo și acolo, dar nu eram acolo cu Gigel. Vrei să iei interviu și lui Guvernicu? N-am fost cu Gigel și lui Guvernicu. Sunt foarte bucuroasă că au revenit în urmă după 34 de ani. Cine? Tu făceai repetiții în mâncă? Ce mai blândă, ce să mai spun, eu sunt blândă. Da, un vârtea de... Foarte multe piruete, era foarte bun dansator, datorită Marsului Guvernicu, care ne făcea niște repetiții grozave, ne muncea cam încă de 2 ore jumate. Făcea dans modern, folclor... Nu mai simt gustul la vin. Da. Ce să mai dar sunt impresionată de faptul că urează-le ceva. Ce mai mare. Ce mai mare. Urează-le ceva.
ceva. Putea să ne ia și pe noi. Știi cum e dansul la început? Sincer, nu. Eu sunt foarte supărat pe el, că nu ne-a luat și pe noi. Era avionul foarte mic, putea pe aripi, pe acolo... Măcar în rezervor avem și un cangur care a zis că scapă de el și l-a găsit în Australia. Ăsta e de România. Participat, dar repetit foarte mult. Deci nu prea putem să vă spunem foarte multe cunoscându-l. Doar așa, din tangențial. Noi îl cunoaștem după ispravă. Dar ceilalți, într-adevăr, dacă am fost cu dans modern inițial și de acolo au plecat, au avut un colectiv de dans modern și de acolo au deviat și spre dans popular, dar dansul popular mai puțin, știți? Și atunci noi am fost exact în perioada înainte să plece și să-și ia drumul cel bun, zicem noi. Deci foarte multe, sincer, noi câteva persoane de aici nu putem să vă detaliez. Cei care au spus mai sau care vor mai spune și pe partea aceasta cum e doamna de acolo, au fost chiar colegi de repetiții și ani mai mulți. Noi am fost la limite, la între... Și stau uitați ce arată costumele. Păi pot să spun ce a spus Cornel Chiriac la metronom în 78. Nicolae Viorel transmite tuturor prietenilor meu salutări de la Graz în Austria. Nu are cât o pizza la două persoane, așa. Cam asta pot să spun. Nu vreau să spun, dar nu vreau. Nu e lucrat. Știți cine era Cornel Chiriac? Nu știu. Da. Deci noi aveam o emisiune la Europa Liberă în care se transmitea muzică rock, hard, diverse și muzică progresivă. Și el era prezentatorul pentru România. Și a murit în condiții suspecte. Era la un test și începe Barbu, începe Cornel, începe și aici și eu știam cât trebuie să intri? Măsura. Da, da, da. Toată lumea să așteptă să te iei de acolo. Da, e un băiat extraordinar. După cortină. Când a plecat n-am știut, acum știu că plec. Am stat cu el. Da, da. Da, da, da. Da, da, mergem la aeroport. Bine. Dacă... Mâine, nu știu cum, ne întâlnim pe drum sau cum se poate. Mai. Adică vrei să spui că mai avem o șansă. Nu, vreau să despre Viorel. Da. Am copilul la Dănescu. Până la 23 de ani. La Dănescu? La fie a fost. La voi la Dănescu. Am ținut corespondență cu el, că îl rugam la TIR. Și îi dădeam telefon din Germania, din Italia, din Grecia, pe unde mergeam. Și am ținut relație și nu știu că ne-am întâlnit acum. Povestiți o ispravă, ne-am un domnul. O ispravă pe care ați făcut-o împreună. A căzut în lac la 23 august. Patinam cu... pe lacul ăla înghețat și am mers cu spatele și a găsit o cocă și abia am reușit să scoatem de acolo, de la patinoar. Și a doua e când am născut soția mea, a fost cu el, eram în armată, în permisie și s-a simțit rău soția, a dat taxiul, el era la vâzde, dădea la vâzde și am venit acasă și a doua zi a născut fetița, soția mea. Am multe amintiri, de exemplu dacă stăteam de vorbă cu el o săptămână, zi și noapte, nu ne lasă mult. E apus. Și de-aia cât pe ciul la el. Și restul sunt multe, multe, multe de de la orice instrument. Normal, orchestră. Nu, dar...